Ca urmare a creșterii numărului de cazuri de COVID, atât în rândul cadrelor didactice, cât și al elevilor din ultimele două săptămâni, s-a votat trecerea 31 de unități de învățământ din municipiul Constanța din scenariul 1 în scenariul 2, asta însemnând binecunoscutul sistem hibrid. Aceeași măsură a fost luată pentru 4 unități din Cernavodă, 3 din Mangalia și una din comuna Cumpăna. Alte 4 unități de învățământ din județ vor trece însă din scenariul 1 direct în scenariul 3 de funcționare, așadar exclusiv online. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța a decis ieri modificarea scenariilor de funcționare a unor unități de învățământ din 7 localități, unde 39 de unități regresează în scenariul 2. Cadrele didactice se conformează cu decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, însă prevăd un scenariu și mai sumbru în viitorul apropiat. Da, noi suntem în scenariul galben, adică desfășurăm activitate în școală cu jumătate efectivul de elevi la toate clasele, mai puțin clasele terminale, care sunt a 8-a și a 12-a cu întregul efectiv. Însă înțeleg că incidența bolii la nivelul municipiului a crescut ca intensitate și, sigur, în orice moment, în funcție de această evoluție, suntem pregătiți să trecem și în alt scenariu. Este greu, spre foarte greu pentru noi toți, pentru profesori, pentru școlile care nu au tot ce le trebuie, pentru copiii care nu au tot ce le trebuie. Noi suntem obligați la clasă să purtăm măști, suntem cu greu auziți și înțeleși de copii. Adică mă întrebați dacă se va închide școala, nu? Din nou. Da, sunt convinsă că da. Sunt convinsă că da, seară urmăream și înțeleg că numărul copiilor cu corona este în creștere, din nefericire. Nu s-a înțeles lucrul acesta de la început, lucrurile au fost prost gestionate și acum tragem cu toții. Situația nu este deloc îmbucurătoare dacă privim cazurile de îmbolnăviri din rândul profesorilor și elevilor din cadrul instituțiilor de învățământ, astfel că ne putem aștepta cât de curând la o nouă trecere către scenariul 3.